Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. Piața agroalimentară este luată cu asalt de către făgărășenii dornici să cumpere fructe în acest sezon canicular. În această perioadă, cel mai râvnit fruct este pepenele roșu. Nici celelalte fructe de sezon nu lipsesc de pe tarabele comercianților. Piața agroalimentară este plină cu fructe și legume de sezon, care sunt și cele mai căutate în această perioadă. Așa că printre cele mai dorite fructe în acest sezon este pepenele. Din sudul țării, comercianții și-au făcut apariția cu pepeni roșii și galbeni. Tocmai de la Dăbuleni și Corabia, producătorii și-au expus roadele muncii în piața din orașul nostru. Tanti Vasilica vine de 8 ani la Făgăraș cu pepeni, producție proprie. Vine de la Corabia în fiecare vară pentru a-și vinde marfa. Chiar dacă este departe de casă, se merită să bată drumul până aici. Ce spune ea. Vânzarea, să văd că este în perioade. De la 1 până la 14 și să vinde, nu să vinde. De la 14 când se ia pensiile, începe să mai facem și noi vânzare. Dacă muncim toată iarna la ei, trebuie să ne vindem undeva. Trebuie să ne strângem și noi banul pe producția, de o facem. Producția ea dumneavoastră proprie. Ea noastră, da, producția noastră proprie, da. Acum, cum a fost seceta asta, i-am mudat la cană. Am încărcat butoaiele cu apă, am mers cu mașina pe teren și am mudat la fiecare cui cu cana. Comercianții sunt însă cam nemulțumiți de vânzări pentru că făgărășenii nu mai cumpără pepeni ca în alți ani și Valerica vine de 4 ani cu pepeni dulci și mari. Vânzarea merge încet și prost. Asta este, a scăzut din ce în ce mai puțin. Și de unde veniți cu marfa? De unde veniți cu pepeni? Păi eu sunt de lângă Corabia, județul Olt. Și se rentează să veniți cu atâta marfă până la Nu se rentează, dar ce să-i facem, că la noi nu putem să o vindem. Păi eu am 2 săptămâni de când sunt aici. Și primesc marfă. Din 2 zile, 3, primesc marfă. Pepenele roșu costă 2 lei kilogramul, iar cel galben 4 lei. Mai mic, mai mare. Nu ziua necă, păcătă, cu leunul mai micuț. Te lași. Sunt dulci? Foarte, foarte. Dar de unde i-ați adus? Din dulci. Așa mă cană, că eu stă pe la șocuri. Chiar dacă vânzările sunt mai mici și prețurile sunt puțin ridicate, făgărășenii au așteptat această perioadă pentru a gusta din fructul care îi fac să treacă cu mai multă ușurință peste această perioadă caniculară. Mai prea scump, dar nici ieftin. Mă așteptam să fie la un leu și măcar așa. Da, e bun. Așa. Mă gândesc că e bun, că e cald acum, dacă e luna la cuptor. Trebuie să fie copți bine și-ți veniți din sud. Da, da. Ați așteptat mult timp? N-am cumpărat până acum. Acum am cumpărat prima dată. Și ați așteptat să vină comerciant? Să vină din sud, de acolo, cu pepeni bun. Cam scump și banii puțini. Dar ne mai facem poftă. Și cum sunt? Sunt dulci? Sunt buni? Sunt foarte buni. Dulci. Ați așteptat să vină comercianții cu pepeni? Am așteptat, sigur, că doar acum vara să mănâncă fructe, pepeni. Comercianții de pepeni speră ca vânzarea din aceste fructe să meargă foarte bine pentru că au muncit din greu pentru a avea o producție bună cu care să iasă pe piață.